Bună ziua! Numele meu este Răzvan Bologa și vă urez bun venit la un nou instructaj de utilizare a platformei robo.nextle.tech. Vă mulțumesc că sunteți în număr atât de mare astăzi aici. Vă anunț că platforma noastră a depășit astăzi 20.000 de utilizatori și este în continuă creștere. Pentru cei care sunt pentru prima oară în această sesiune live, am să reiau câteva informații cu caracter general despre inițiativa noastră. Platforma robo.nextle.tech oferă lecții gratuite de informatică și robotică elevilor din România. Este construită pe o tehnologie de inteligență artificială a companiei startup Nextle.tech și este finanțată de către Banca Comercială Română prin programul Romania Tech Nation, care pune la dispoziție elevilor această platformă și în plus oferă numeroase facilități elevilor studioși. Vor fi peste 500 de elevi care vor primi kituri gratuite de informatică și robotică. Acestea fiind spuse, haideți să trecem acum la câteva informații despre platformă. O să începem cu o serie de întrebări care ne-au fost transmise prin e-mail de către colegii dumneavoastră. Haideți să preluăm o întrebare legată de username și parole. Doamna Emeșe Ieș ne explică că a înregistrat mai mulți elevi din clasele a 5-a și a 7-a și că a rezolvat lecția numărul 1 și că i-a dat parola să lucreze mai departe și nu reușește. Aș vrea să spun cu privire la aceste parole că noi pe platforma Nextle.tech am generat tuturor profesorilor care s-au înscris câteva parole. Evident, unele dintre aceste conturi nu au avut un e-mail asociat pentru că nu ne-a fost furnizat un e-mail și, prin urmare, în cazul în care elevul își uită parola, recuperarea nu mai este posibilă. Pentru a rezolva orice fel de problemă de acces, elevii pot crea un cont de utilizator aici. Deci dacă mergeți la robo.nextle.tech, puteți crea pe loc un cont de utilizator care devine funcțional imediat după completarea acestui formular. Prin urmare, nu ar trebui să mai existe niciun fel de probleme legate de parole. Platforma este gratuită și orice elev din România sau orice profesor din România își poate crea aici un cont. Haideți să ne logăm acum în platformă. Am să creez eu un cont. O să fac un cont al unui presupus elev care se numește Ștefan Gamer 2. Ar fi indicat ca aceste denumiri de conturi să aibă și câteva cifre în ele. O să pun o parolă foarte ușor de reținut de către elev. Haideți să furnizăm o adresă de e-mail. Această adresă de e-mail este o adresă ipotetică. Ar trebui pus în general adresa de e-mail a părintelui sau a profesorului. Elevii vor primi o serie de formulare de rezultat care vor fi trimise la adresa de e-mail. Prin urmare, ar fi bine ca adresa de e-mail să fie una validă. Am să pun adresa de e-mail la concursului nostru de robotică. Un număr de telefon, haideți să punem un număr de telefon ipotetic. Și numele și prenumele copilului. Să zicem Ștefan Andrei. Ok, odată ce dau click pe înregistrează, mi-a creat automat
contul. Se poate salva pe calculator această parolă, recomandăm salvarea ei, pentru că, în general, copiii o uită destul de ușor. Parola nu este stocată în baza de date, prin urmare ea nu poate fi retransmisă, se poate face o eventuală resetare a ei, însă e o procedură complicată pentru un copil. Prin urmare, recomandăm călduros ca parolele să fie salvate. Și aici se poate intra în lecție, în curând veți putea să continuați împreună cu colega mea, Andreea Voinea, o lecție completă astăzi. De asemenea, vreau să vă anunț că am pus la dispoziție a tuturor profesorilor și elevilor un forum. Acest forum vă permite să încărcați întrebări, să puneți comentarii și răspunsuri. De ce am apelat la un forum și am renunțat la vechea formulă de chat? Din cauza că mulți elevi au avut un comportament necorespunzător, motiv pentru care am hotărât să nu mai permitem utilizarea vechiului chat. Pe forum va trebui ca pentru a pune un anunț să vă înregistrați. În momentul acesta există 87 de profesori înregistrați. Pe forum se poate deschide un subiect sau se poate răspunde la un anumit subiect deschis. Spre exemplu, avem aici o întrebare cu privire la testul de la sfârșitul fazei 1. Suntem întrebați dacă va fi legat, dacă întrebările vor fi legate de lecțiile parcurse în Open Roberta. Răspunsul este da. Testul va fi unul cu caracter transdisciplinar, în sensul că elevii vor primi întrebări în care enunțul va fi atât în limbaj natural, cât și mici secvențe de cod asemănătoare cu cele din Open Roberta. Pentru elevii mai mari vor fi și mici secvențe de cod în Python. Adică vor fi întrebări de genul: doi elevi au împreună 6 creioane. Dacă relația dintre numărul de creioane al primului elev și numărul de creioane celui de-al doilea elev este dată de următoarea secvență de cod, câte creioane are primul elev și câte creioane are al doilea elev? Acest caracter transdisciplinar este foarte important pentru noi, deoarece, după cum știți, în sistemele educaționale moderne se promovează transdisciplinaritatea. Însă, ce pot să vă spun este că vor fi secvențe de cod asemănătoare cu cele din Open Roberta. Vor fi întrebări legate de roboței care se găsesc în Open Roberta, GNF3, roboței ipotetici. Însă vor fi puși într-un cadru transdisciplinar pe care elevii îl vor găsi foarte interesant. De asemenea, vor exista atât întrebări de tip grilă, cât și întrebări de tip open-end. Acum, ce vreau să vă spun? În cazul în care aveți întrebări pe care doriți să ni le adresați, mă scuzați, avem rugămintea să ne puneți pe forum aceste întrebări sau, dacă considerați că procedura de înregistrare pe forum este prea dificilă, puteți să ne adresați pur și simplu un e-mail. Spre exemplu, avem un e-mail de la Octa Negrean care ne solicită ajutor. Secundă, vă rog. Ne spune: mă numesc Octavia Cozac, am înscris copii în concurs, printre care și copilul meu. Eu am fost mai curioasă decât el și am parcurs fluxul de programare Open Roberta roboțelor F3. Din păcate, contul copilului nu-l mai putem accesa, se poate programa și el roboțelul. Se poate face ceva? Da, așa cum am zis mai devreme, în cazul în care ați uitat parola de la contul copilului, puteți să creați pur și simplu un cont nou pe platformă sau eventual puteți solicita o recuperare de parolă, ceea ce noi putem să facem, să regenerăm parola. Însă vă recomandăm insistent ca să salvați parola în browser, așa cum v-am explicat mai devreme. O altă întrebare. Doamna Mihaela Huci.
Bună ziua, am înscris trei fetițe, dar nu am primit contul lor. Vă rog, dacă se poate rezolva, mulțumesc. Ce vreau să vă precizez este că în cazul în care înscrieți fetițele prin formularul asociat profesorului, dacă înscrieți ele prin formularul asociat profesorului, există un timp de creare a acestor conturi, există extraordinar de multe conturi în sistem. În momentul acesta sunt 20.000 de conturi. Procesul lor de validare durează între 24 și 48 de ore, motiv pentru care nu primiți contul imediat. Puteți oricând să optați pentru crearea unui cont individual pe platformă, așa cum v-am arătat, dacă duceți pe platformă, puteți să creați un cont individual aici. În acest formular am făcut mai devreme demonstrația cum se poate crea un cont individual pe platformă. Pentru a închide bucla, dați-mi voie să vă arăt că a sosit această adresă de e-mail în care ar fi bine să și confirmați e-mailul. Aici se specifică numele de utilizator și ar fi bine să confirmați e-mailul. Bun. Dacă mai sunt întrebări, rugămintea este ori să le încărcați pe forum, ori să le trimiteți. Ne spune doamna Mariana Gabriela Hudrea că nu primește codul SMS. Noi nu trimitem în acest moment codul prin SMS, le trimitem strict prin e-mail. Deci, pentru a confirma adresa de e-mail, rugămintea este să dați click pe linkul pe care vi l-a furnizat sistemul. Datorită costului destul de mare de a trimite SMS-uri. În acest moment, funcția de SMS-uri nu este activă. Trimitem doar e-mail-urile. Ok, deci vă repet, înainte de a da cuvântul colegei mele, Andreea Voinea, în cazul în care aveți întrebări, rugămintea este să le trimiteți prin e-mail pe adresa înscrierea@ronexle.tech sau să le încărcați pe forum. Noi o să vă răspundem la ele. Acestea fiind spuse, haideți să ne întoarcem aici. Dați-mi voie să vă prezint pe colega mea, Andreea Voinea. Andreea, ia-ți-te rog un scaun. Andreea este studentă la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Este una din persoanele care a lucrat la realizarea lecțiilor pe care dumneavoastră le faceți. În continuare, am să-i dau cuvântul să vă ajute să realizați o lecție de la cap la coadă. Andreea, te rog. Mulțumesc! Bună, numele meu este Andreea și împreună vom face astăzi prima lecție. Intrăm pe adresa robo.nexla.tech. O să ne conectăm cu un cont și astfel vom porni prima lecție, lecția 1. Salut, Ștefan Bologa! Ești gata să începem? Pasul 1. Lansare Open Roberta. Bună! Vom învăța împreună să programăm folosind platforma virtuală de roboței Open Roberta. Clic aici pentru a deschide platforma. Din fereastra albastră selectează roboțelul F3, versiunea LeJOS 0.9.1. Dacă nu te descurci, vizionează acest film. Haideți să facem și noi asta. Pornim platforma. Selectăm roboțelul F3.
versiunea 0.9.1 și să trecem la pasul 2. Pasul 2. Deschiderea simulatorului. Spațiul de lucru se numește simulator. Aici vom programa roboțelul F3. În dreapta ecranului se află butonul SIM, cu ajutorul căruia vei deschide simulatorul, unde vei vedea roboțelul și traseul pe care îl poate parcurge. Dacă nu te descurci, vezi pașii în acest film? Haideți să pornim și simulatorul. În partea dreapta a ecranului avem butonul SIM. Super. Pasul 2. Deschiderea simulatorului. Spațiul de lucru se numește simulator. Aici vom programa. Pasul 1. Pasul 2. Deschiderea simulatorului. Spațiul de lucru se numește pasul 3. Desenarea unei flori. O să învățăm să desenăm o floare. Pentru început o să facem petalele. Din control alege blocul, repeat 10 times 2 și setează 11. Din action alege blocurile, stair forwards, cu opțiunea distanțe, drive forwards, cu opțiunea distanțe, turn rigged, cu opțiunea de greu și încă un bloc, drive forwards. O să le punem în această ordine în interiorul structurii, repeat. Setează pentru blocul stair 45 la dreapta și la distanță, pentru drive forwards 50 la viteză, pentru turn rigged 180 grade, iar pentru ultimul bloc 50 la viteză. Poți da click aici pentru a vedea videoclipul cu pașii. Bun. O să alegem blocul repeat. Pe care îl modificăm. După aceea, opțiunea stir. După aceea, o să avem drive forwards cu opțiunea distance. După aceea, selectăm blocul turn right cu opțiunea degree. Iar în final o să avem blocul Drive Forwards. Să modificăm și aici 45, 45, 180, distanța 20, 180 de grade, 50, și 20. Bun, să trecem la pasul 2. Pasul 4. Iesire din floare. În continuare, pentru a desena și celelalte elemente ale florii, va trebui să îl poziționăm pe F3 la baza florii. Vom alege un bloc, repeat 10 times 2, și îi vom pune seta 1. Vom pune în interiorul acestuia următoarele blocuri, drive forwards, și vom schimba în backwards și vom seta distanța 15, blocul turn rigged, și vom pune 72 la grade, blocul drive forwards și blocul stair forwards, cu opțiunea distanță unde vom pune 45 stânga, 10 dreapta și 13 distanța. Poți da click aici pentru a vedea videoclipul cu pașii. Să facem și noi asta. O să micșorăm blocul pe care deja l-am făcut. O să atașăm un alt bloc repeat. Aici modificăm cu 1. Selectăm drive cu opțiunea distance. Aici vom modifica cu backwards. Aici vom modifica cu 15. După aceea blocul turn right.
La grade vom modifica cu 72. După aceea avem blocul Drive Forward, scopțiunea Distance, nou. Iar în final, blocul Steer. Super. Să trecem la pasul 5. Pasul 5. Desenare tulpină. Pentru a desena tulpina florii vom avea nevoie de un bloc, repet 10 times 2, și îi vom pune seta 1. În interiorul lui vom pune blocurile, turn right, și vom schimba în left și 48 grade, stair forwards, cu 15 la viteză dreapta și distanță, stair forwards, cu 10 la viteză dreapta, 15 la viteză stânga și distanță, iar ultimul bloc va fi turn right, cu 100 la grade. Poți da click aici pentru a vedea videoclipul cu pașii. Putem accesa și acest link. Că nu vă descurcați. Îl micșorăm. Bun. Blocul repeat. Vom modifica aici cu 1. Vom selecta blocul turn right cu opțiunea degree. Modificăm. Viteza rămâne 30, gradele le schimbăm la 48. Atașăm un bloc steer forwards cu opțiunea distance. Aici vom modifica în 15 și aici în 15. Vom mai adăuga un bloc steer forwards. 15, 10, 15. Iar în final vom avea un bloc turn right. Super. Să trecem mai departe. Pasul 6. Desenare frunză stânga. Vom lua un bloc, repet 10 times 2, și îi vom seta 1. O să punem în interiorul structurii blocurile, stair forwards, cu opțiunea distanțe și vom pune 15 la viteză stânga și 10 la viteză dreapta, blocul turn left, blocul stair forwards, cu 17 la viteză dreapta și distanță, blocul turn left, cu 110 grade, stair forwards, cu 17 la viteză dreapta și 25 distanța. Ultimul bloc este drive forwards, cu distanța 12. Poți da click aici pentru a vedea videoclipul cu pașii. Să facem și noi acest pas. Din nou, micșorăm blocul.
creat la pasul anterior, adăugăm repeat din nou, modificăm cu 1, atașăm un bloc turn right cu opțiunea degree. După aceea, steer forwards cu opțiunea distance, pe care îl vom modifica. De asemenea, turn right cu opțiunea degree. Continuăm blocul steer forwards cu opțiunea distance și pe acesta îl vom modifica. Bun, încă un bloc turn right cu opțiunea degree. Vom modifica gradele. Un bloc steer forwards. Iar în final, drive forwards. Să trecem la pasul următor. Pasul 7. Desenare frunză dreapta. Este nevoie de încă un bloc. Repeat 10 times 2 și îi vom seta 1. În interior vom pune blocurile. Turn left, stair forwards, cu 15 la viteza dreapta. Turn right, stair forwards, cu 10 la viteza dreapta. 17 viteză stânga și la distanță. Turn right, cu 110 grade, stair forwards, cu 17 viteza stânga, 10 viteză dreapta și distanța 25. Ultimul bloc este drive forwards, cu distanța 12. Poți da click aici pentru a vedea videoclipul cu pașii. Să continuăm. Îl vom micșora. Trebuie să atașăm din nou un bloc repeat. Modificăm. Turn right. Steer forwards. Și din nou un bloc steer forwards. Pasul 7, pasul 8. Continuare tulpină. Felicitări, ai ajuns la ultimul pas. Vom continua floarea cu desenarea tulpinii. Selectăm un bloc, repeat 10 times 2 și îi vom seta 1. Iar în structura vom pune blocurile. Turn left cu 75 la grade, stair forwards cu 15 la viteză dreapta și distanța 13, stair forwards cu 15 la viteză stânga, 10 la viteză dreapta și 13 la distanță. Poți da click aici pentru a vedea videoclipul cu pașii. Bun. Repeat.
Putem să vizionăm și un videoclip. Aici va trebui să mai adăugăm un pas. În acest bloc atașăm turn right pe care îl modificăm, viteza va rămâne aceeași, gradele aceleași, după aceea steer forward cu opțiunea distance. Turn right. Steer forwards. Unde vom modifica. Turn right. Steer forwards.
iar în final un bloc drive forwards. Iar în ultimul pas, vom continua tulpina. Îl vom micșora pe acesta. Avem nevoie de repeat 10 times, pe care îl vom modifica. Turn left. Steer forwards. Steer forwards. Bun, iar acesta a fost ultimul pas. Așteptăm întrebările voastre pe mail sau pe forum. Ca să accesați forumul, intrați pe nextlab.tech. Bun. În meniu aveți lecții. Dați click acolo și o să găsiți dedesubt forumul. Așteptăm acolo întrebările dumneavoastră. O să încercăm să răspundem la toate întrebările. Ce face blocul de acțiune stir? Blocul de acțiune stir face roboțelul să se rotească. De asemenea, nu uitați, dacă vreți să vă înscrieți în continuare la concurs, trebuie să intrați pe adresa robo.nextlab.tech. Unde vă puteți crea un cont de elev și profesorii își pot înscrie elevii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Să sperăm că destule și vă mulțumesc pentru atenție.